În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iubiți credincioși, ne unim în această seară în rugăciune cu toți credincioșii catolici, în special care înalță rugăciuni către ceruri pentru sufletele celor răposați. Avem atâția care au plecat înaintea noastră cu semnul credinței și acum dorm somnul păcii. Avem datoria să-i amintim în rugăciunile noastre, să-i ajutăm cu rugăciunile noastre, cu pomenile, faptele noastre bune. Oferim Sfânta Liturghie în seara aceasta, împreună cu Preasfințitul Petru și cu toți preoții pe care îi vedeți în altar, tocmai cu această intenție, pentru odihna veșnică a tuturor răposaților noștri, în special a celora pentru care fiecare dintre noi este dator mai mult a se ruga, ca să avem parte de roadele jertfei Sfintei Liturghii. Ne recunoaștem la început păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm.
Ascultă cu bunătate, Doamne, rugăciunile noastre, sporește noi credința în Fiul Tău înviat din morți și întărește-ne speranța în învierea slujitorilor Tăi răposați. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea lui Iob. În zilele acelea, Iob a luat cuvântul și a zis: Ce n-aș da să fie scrise cuvintele mele? Ce n-aș da să fie înscrise într-o carte? Cu un condei de fier sau de plumb, să fie săpate pentru totdeauna în stâncă. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că în cele din urmă se va ridica peste țărână. După ce-mi vor roade această pielea mea, fără carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu însumi îl voi vedea și ochii mei vor privi și nu altcineva. Cuvântul Domnului.
reconciliați fiind, vom fi mântuiți prin viața Lui. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, speranța nu înșală, pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Într-adevăr, pe când eram încă neputincioși, Hristos a murit la timpul hotărât pentru cei nelegiuiți. De fapt, cu greu moare cineva pentru un om drept. Poate că pentru un om bun ar îndrăsni cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, cu atât mai mult acum, cât suntem justificați prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânie, deoarece dacă, dușmani fiind, am fost reconciliați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, reconciliați fiind, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dar nu numai atât, ci ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care acum am primit reconcilierea. Cuvântul Domnului. Aceasta este voința Tatălui meu, oricine îl vede pe Fiul și crede în El are viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă, spune Domnul. Să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus mulțimilor: tot ce-mi dă Tatăl va veni la mine, iar pe cel care vine la mine nu-l voi da afară, căci m-am coborât din cer nu ca să fac voința mea, ci voința celui care m-a trimis. Și aceasta este voința celui care m-a trimis, să nu se piardă nimeni dintre cei pe care mi-a dat de la El, ci să-i învii în ziua de pe urmă. Pentru că aceasta este voința Tatălui meu. Oricine îl vede pe Fiul și crede în El, să aibă viața veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Cuvântul Domnului.
preasfințite Petru, cucernice părinte vicar general, sfințiile voastre, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși prezenți în catedrală în seara aceasta și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin internet. După ce ieri am sărbătorit pe Sfinții din cer, astăzi comemorăm pe Sfinții din Purgator. Ei așteaptă, ca să spunem așa, la poarta Raiului, sunt în curs de purificare în Purgator, sunt frații noștri care așteaptă să-i ajutăm, pentru că numai noi, cei de pe pământ, îi mai putem ajuta. Și vom vedea cum. Temeiul sărbătorii de ieri și a comemorării de astăzi se află în articolul din Crez. Cred în împărtășirea sfinților. Care sfinți? Sfinții din cer, sfinții din purgator și sfinții de pe pământ. Sfinții din cer care formează biserica triumfătoare au ajuns la destinație, triumfă, se bucură cu Hristos cel înviat în care au crezut și pe care l-au urmat în viața lor. Și i-am sărbătorit ieri. Sfinții din purgator, și ei sunt sfinți, ei formează biserica suferitoare. O comemorăm astăzi, ca în fiecare an, pe 2 noiembrie. Și sfinții de pe pământ, cei botezați, care formează biserica luptătoare. Și o comemorăm zilnic, putem spune, suntem noi, cei care de aceea se și cheamă biserică luptătoare, pentru că avem de luptat cu forțele întunericului, să rămânem mereu atașați de Hristos și învățătura Lui și să murim cu semnul credinței pentru a intra într-o zi în bucuriile cerului. Toți cei menționați, sfinții din cer, sfinții din purgator și sfinții de pe pământ, noi toți formăm biserica cu B mare, împărăția lui Dumnezeu. Cei din cer, cum spuneam, au ajuns la destinație. Noi, cei de pe pământ, avem de luptat pentru a ajunge în cer. Iar cei din purgator se curăță de păcatele mici, lesne iertătoare, și de pedepsele păcatelor mari iertate la spovadă sau iertate printr-o căință desăvârșită în clipa morții, în cazul în care cineva n-a avut timp să se spovedească într-un accident, spre exemplu, dar a trezit în sufletul său, în momentele finale ale vieții, căință desăvârșită, adică părere de rău că prin păcatele vieții sale l-a supărat pe Dumnezeu, pedeapsa pe care n-au ispășit-o în totalitate pe pământ, o ispășesc în ceea ce numim noi purgator. Pentru că orice păcat comportă o vină și o pedeapsă. Vina este iertată în totalitate la spovadă, sau cum spuneam, prin căința desăvârșită în caz de moarte. Se iartă la spovadă, bineînțeles, dacă spovada este bine făcută, se întrunesc condițiile unei spovezi bine făcute. Dar pedeapsa trebuie să o tragem noi, să o ispășim. Cum? Îndeplinind pocăința pe care ne-o dă preotul la spovadă. De multe ori ne plângem, nu mă duc la părintele cutare că îmi dă pocăință prea mare. Încă ar trebui să căutați preoții care dau pocăință mai mare pentru a ispăși
pedeapsa pentru păcatele pe care Dumnezeu ni le iartă la spovadă, sau făcând fapte de pocăință, fapte de caritate, sau dobândind indulgențe în condițiile cerute de biserică. Așa îi spășim pedeapsa pentru păcatele iertate sau a căror vină este iertată prin spovadă. Dacă ne surprinde moartea cu păcate mici pe suflet sau cu pedeapsa neispășită pentru păcatele mari iertate, nu putem intra direct în paradis. Trebuie să fim purificați pe deplin înainte de a intra în paradis, trăind o stare de suferință vremelnică, temporară, mai lungă sau mai scurtă, până la purificarea totală, ceea ce numim noi catolicii, repet, purgator, de la latinescul purgare, a curăța, a purifica. Trebuie să notăm bine aici că nu este o dogmă nouă pe care a introdus-o Biserica Catolică, așa cum suntem acuzați de unii. Nu. Este un adevăr de credință pe care Biserica l-a trăit întotdeauna și pe care îl trăiește și Biserica Soră Ortodoxă, numai că nu spune purgator. Dacă ne gândim bine, frații noștri ortodoxi, poate ne întrec în rugăciuni, în parastase, în pomeni pentru cei răposați. Credința este aceeași. Noi avem acest termen, purgator, dar exprimă aceeași credință, că nimeni nu poate intra direct în paradis fără această purificare totală. Cei din purgator sunt siguri că vor ajunge în cer, dar nefiind în stare de curăție perfectă, trebuie să suporte o stare de purificare totală pentru a intra în cer. Numai purificați total vor putea să intre în slava cerească. Și spun acest lucru pentru că în cer nu poate ajunge nimic întinat. Conform cărții Apocalipsului, spre exemplu, în capitolul 21, versetul 27, unde citim așa: nu va intra în ea, adică în cetatea cea sfântă, în Ierusalimul ceresc, cel nou, nimic impur, nici cel care săvârșește lucruri abominabile, ci nici cel mincinos, ci numai cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Și apoi trebuie plătite și cele mai mici lipsuri, cum ar fi vorbele zadarnice, ne învață Iisus: vă spun așadar, în ziua judecății oamenii vor da cont de orice cuvânt, ne la locul lui, pe care l-ar fi spus. Iată de ce trebuie să luptăm în viață mereu, să fim atenți ce gândim, ce vorbim, ce înfăptuim. Pentru toate vom da cont înaintea lui Dumnezeu. Cum sunt suferințele din purgator? Răspunsul ne-l dă Sfântul Toma de Aquino, care spune așa: cea mai mică suferință din purgator întrece cu mult cea mai mare suferință de pe pământ. Un istoric polonez, Abraham Bobski, de pe la anul 1590, povestește cazul unui venerabil călugăr dominican, care într-o zi, pe când acesta recita rozariul, a observat lângă el un suflet cuprins de flăcări, un suflet din purgator, care îl ruga să se milostivească de dânsul și să-i ușureze durerile din focul dreptății dumnezeiești. Ca să se convingă de ce este purgatorul, acel suflet a lăsat să cadă o picătură doar din sudoarea sa, să-i cadă pe mâna călugărului. Și acesta, așa de mare a fost durerea, încât a leșinat. După aceea călugărul s-a rugat mult
pentru ușurarea acelui suflet din purgator și, în general, pentru toate sufletele din purgator. Sunt mari suferințele din purgator. Unii spun că sunt la fel ca cele din iad, numai că sunt temporare, pe un timp, până la purificarea totală. Dacă i-am vedea noi pe răposații noștri, cum întind brațele spre noi cerându-ne mamă, frate, soră, prietene, m-ai uitat? N-am fost noi împreună în viață? Nu-ți mai aduce aminte de mine? Dacă ai ști ce mult sufăr și am nevoie de ajutorul tău, numai tu poți să mă mai ajuți. Așa cum suntem siguri, iubiți credincioși, că există Dumnezeu, la fel suntem siguri că există cer, paradis, că există iad și că există și purgator, această stare de suferință vremelnică, suferință îngrozitoare. Este învățătura de viacuri a Bisericii, bazată pe Biblie și pe tradiția sfântă creștină. Să vedem cum putem să-i ajutăm noi pe cei din purgator, pe răposații noștri. Sigur, noi nu știm dacă un suflet sau altul din cei dragi ai noștri au ajuns în patria cerească. Ne grăbim de multe ori să spunem, ai în cer, de acolo să uită la noi, zâmbește. De unde știi sigur că e în cer? Și tocmai pentru că nu știm dacă unul sau altul, că numai Dumnezeu știe ce a fost și este în inima omului. Noi judecăm după aparențe, de aceea spune Iisus, nici nu judecați ca să nu fiți judecați. De aceea este bine să ne rugăm pentru toți aceia pe care i-am cunoscut în viața noastră și mai ales față de aceia pentru care suntem datori să ne rugăm. Că dacă nu-i folosește unuia sau altuia, că a ajuns deja în paradis, știe Dumnezeu să aplice rugăciunile, faptele noastre bune pentru altcineva, pentru care suntem datori să ne rugăm. Nici o rugăciune, nici o faptă bună, nici o pomană nu rămân zadarnice dacă le facem din credință și pentru a veni în ajutor răposaților noștri. Deci cum îi putem ajuta pe răposații noștri? Ajutorul cel mai mare, cel mai bun, cel mai eficient pe care îl putem da sufletelor din purgator este jertfa Sfintei Liturghii, care este în centrul atenției noastre în acest an liturgic care se apropie de final. Sfânta și dumnezeiasca liturghie oferită pentru cei din purgator, pentru răposații noștri, este, repet, cel mai mare, cel mai bun și cel mai eficient ajutor pe care îl putem da, Sfânta Liturghie. De aceea, astăzi, probabil mulți dintre dumneavoastră știți, care nu vă spun, fiecare preot catolic poate să celebreze trei Sfinte Liturghii, deși nu este sărbătoare de poruncă. Trei Sfinte Liturghii, de aceea toată luna noiembrie, în special prima parte, este dedicată de biserică rugăciunilor, pomenilor, amintirii, comemorării celor răposați. De aceea în aceste zile creștinii buni, credincioși, evlavioși, care sunt sănătoși și pot umbla, chiar în condițiile de pandemie, merg la cimitir, merg la mormântul celor dragi, spun o rugăciune, cum am fost și noi astăzi după amiază, mulți dintre dumneavoastră, sau veți merge în zilele următoare, faceți această jertfă, mergeți la cimitir, rugați-vă pentru cei răposați. Dumnezeu privește jertfa pe care o faceți, nu rămâne zadarnică niciodată pentru cei răposați. Se povestește despre o mamă că, murindu-i singurul copil în vârstă de 10 ani, nu mai avea liniște. Vă puteți închipui câtă durere pentru acea mamă. Ziua plângea și noaptea îl visa în diferite feluri. Odată l-a visat că se află pe o câmpie uscată, arsă de soare, care avea în mijloc o fântână cu apă stătută și urât mirositoare. Fiul ei, Carol, însetat, ar fi voit să bea, dar era imposibil. De aceea plângea
plângea și cerea ajutor. Trezindu-se din somn, mama s-a gândit, speriată, bineînțeles, că probabil fiul ei este în purgator și are nevoie de ajutor. S-a dus la biserică și a cerut să se celebreze câteva liturghii pentru răposatul copil al ei, Carol. Îndată a avut un alt vis. L-a văzut pe fiul ei de data aceasta în mijlocul unei grădini frumoase, pline cu flori, de toată frumusețea, care avea în mijloc un izvor de apă cristalină și răcoritoare. Și fiul ei era acolo și bea din acel izvor cristalin și era fericit. Țărea sus de fericire, frumos ca un înger, și s-a întors spre mama zicându-i, mulțumesc, mamă, îți mulțumesc, iată cât de mare și mângâietoare este puterea Sfintei Liturghii. Sfânta Monica, ați auzit cu siguranță, cel puțin unii dintre dumneavoastră, mama Sfântului Augustin, încă fiind în viață, i-a spus fiului Augustin, care plângea alături de ea, nu te îngriji, fiul meu, de trupul meu, unde să-l înmormântez, câte grijă ne facem noi, oamenii pământeni, unde să fim îngropați, cât de frumos arate monumentul funerar de la cimitir, câți bani investim pentru ca să facem un loc acolo frumos, să rămânem viacuri, poate, în amintirea celor de după noi. Mama Sfântului Augustin spune, nu te îngriji de trupul meu, unde îl vei îngropa, dar să te îngrijești, copilul meu, să te îngrijești de sufletul meu și oriunde vei merge tu pe fața pământului, să nu uiți să mă amintești la Sfânta Liturghie. Ce frumoase cuvinte! Asta e cel mai important lucru. Deci, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cel mai eficient ajutor pe care îl putem da sufletelor din purgator, celor dragi ai noștri care au plecat înaintea noastră cu semnul credinței. Apoi, un alt mijloc este mijlocirea sfinților. I-am sărbătorit ieri. Noi le putem cere mijlocirea ca ei să intervină pentru cei din purgator. Dar numai noi putem să-i ajutăm pe cei din purgator, rugându-i pe cei din cer să intervină pentru frații și surorile noastre din purgator. Și în special Sfânta Fecioară Maria, care este regina tuturor sfinților. Renumit este cazul unui bărbat care a primit harul convertirii prin mijlocirea Fecioarei Maria, chiar înainte de moarte. Și asta îl întâlnim în cazul în viața Sfântului Ioan Maria Vianney. S-a prezentat într-o zi la el o femeie cu ochii plini de lacrimi, cerând celebrarea unei sfinte liturghii pentru soțul ei care a murit subit, fără pregătire, fără să se spovedească, căzând de pe un pod înalt în apă, într-o apă adâncă, s-a necat. Sfântul Ioan Maria Vianney, care avea darul de a vedea cele nevăzute, i-a amintit femeii de florile pe care soțul ei le aducea deseori la altarul Maicii Domnului. Pentru acele flori, îi spune Ioan Vianney femeii îndurerate, pentru acele flori Fecioara Maria, chiar în momentul căderii lui de pe pod până în apă, Fecioara Maria i-a mijlocit harul unei căințe desăvârșite, adică părere de rău, de păcate, pentru că prin ele l-a supărat pe Dumnezeu. Și pentru această căință desăvârșită, el nu este în iad. Este în purgator și mai are nevoie de câteva sfinte liturghii ca să fie scăpat de acolo. Câtă mângâiere pentru acea femeie! Vedeți cum Fecioara Maria, pentru niște flori aduse în spirit de credință, cu iubire, la picioarele ei. Ce să mai spunem de cei care vin zilnic la rozariu sau spun în familie sau în particular, de cei care cântă Fecioarei Maria, care
o cer în ajutor, o cheamă în ajutor de atâte ori în viața lor, nu va uita Maica Domnului niciodată, niciun gest de iubire din partea unui copil al ei față de dânsa. Mai putem ajuta pe cei din purgator prin fapte de milostenie, atât trupească cât și sufletească. Le găsim în catehismul mic, la partea finală, care se numește adaus. Sunt 6 fapte de milostenie trupească și 7 de milostenie sufletească, fapte de caritate, de iubire. Le putem face pentru cei din purgator și astfel îi putem ajuta foarte mult. Ce spune Iisus? Fericiți cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Sfântul Petru Damian a rămas orfan de tată și de mamă, încă de mititel. A rămas în grija fratelui mai mare, dar care nu avea niciun fel de grijă față de el. Într-o zi, mergând amărât de tot pe drum, a găsit o monedă de argint. Cui să-i o înapoieze? Nu știa cui este. Nimeni nu s-a plâns de pierderea ei și se întreba el, copil fiind, ce să fac eu cu moneda aceasta? Să-și cumpere de mâncare, încălțăminte sau o hăinuță? Și a dus aminte că părinții săi care muriseră și de aceea și-a zis așa, dacă ei suferă în purgator, sunt poate mai nefericiți decât sunt eu acum. De aceea a intrat la prima biserică pe care a întâlnit-o și a cerut unui preot să celebreze Sfânta Liturghie pentru părinții lui, un copilaș, pentru părinții lui, dându-i moneda de argint. Din acea zi, lucrurile s-au schimbat radical pentru el. Un preot l-a luat la sine, l-a dat la seminar, i-a purtat de grijă, a ajuns preot, a ajuns episcop, a ajuns cardinal, învățător al bisericii. Dar în primul rând a ajuns sfânt, Sfântul Petru Damian. În viața sa a avut de întâmpinat multe boli, necazuri, greutăți, dar le-a trecut bine pe toate. Vedeți? Cum putem ajuta noi pe răposații noștri? Așa știu să răsplătească sufletele din purgator pe cei care poartă grijă de scurtarea suferințelor lor. Pentru că nicio rugăciune, nicio faptă bună nu rămâne nerăsplătită de Dumnezeu și vedeți, cei din purgator, noi putem ajuta pe ei, numai noi. Ei pot să ne ajute pe noi. Ajungând în paradis, sigur se vor ruga pentru noi și atât de mare nevoie avem de ajutorul lor. Sfântul Ambrozie spunea așa, darul pe care l-am oferit lui Dumnezeu pentru cei morți după moarte, îl vom găsi însutit. Ce frumos! Iar Sfântul Ioan al lui Dumnezeu spunea locuitorilor din Granada, fraților, faceți milostenie, căci vă ajutați pe voi înșivă. Deci, ce cuvinte frumoase! Și mai este ceva, judecată fără milă, pentru cei care nu au avut milă, găsim în scrisoarea Sfântului Iacob 2:13. În istoria Ordinului Francescan se citește că un călugăr s-a arătat după moarte unui alt călugăr în viață și i-a descoperit cât de grele sunt suferințele pe care le îndură în focul purgatorului, fiindcă nici rugăciunile, ba chiar nici sfintele liturghii, care se celebrează pentru el, nu-i sunt de niciun ajutor. Și vă veți mira acum, oare de ce? Păi l-a spus preasfințite că liturghia e cel mai frumos ajutor, cel mai puternic. Rugăciunile, faptele bune, el se plânge. Nimic nu este de niciun ajutor. Și întrebat pentru ce, el a răspuns, fiindcă în viața mea am neglijat să mă rog pentru sufletele din purgator. De aceea Dumnezeu mă pedepsește pe bună dreptate și faptele bune care se fac pentru mine, Dumnezeu le aplică altor suflete din purgator. Judecată fără milă pentru cel care nu a avut milă. Și închei amintind că în catacombele Sfintei Priscila din Roma,
se află mormintele a două creștine, numită una Marcia și alta Agape. Se repetă aceeași inscripție pe mormântul lor. Venind aici pentru a vă ruga, amintiți-vă, fraților, de scumpa Marcia, respectiv de scumpa Agape, pentru ca Dumnezeul cel atotputernic să o aibă în paza Lui pentru veșnicie. Fraților, să nu-i uităm pe răposații noștri. Citiți articolul din Lumina Creștinului din luna aceasta, acolo am spus mai multe lucruri referitor la, acesta este și titlul, să nu-i uităm pe răposații noștri. Odihna veșnică, dă-o, Doamne, răposaților noștri și lumina fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Să ne rugăm. Fraților prea iubiți, Hristos cel înviat îi primește și îi prezintă Tatălui pe toți cei care mor cu credință în El. Prin mijlocirea lui Hristos îi cerem lui Dumnezeu Tatăl să transforme durerea omului în speranța vieții veșnice, spunând: Domnul vieții, ascultă-ne! Dumnezeule, Dătătorul vieții, ajută biserica ta să înțeleagă și să dea mărturie despre valoarea vieții, pentru ca toți oamenii să dea un sens creștin existenței lor. Să ne rugăm. Domnul vieții, ascultă-ne! Dumnezeule iubitor de viață, deschideți brațele tuturor fraților care mor în fiecare zi din cauza nedreptății, războiului și violenței, și vestește lumii pacea ta. Să ne rugăm. Domnul vieții, ascultă-ne! Dumnezeule, speranța noastră, ajută-i pe cei încercați de durere, dă-le putere în suferință și mângâiere în singurătate. Să ne rugăm. Domnul vieții, ascultă-ne! Dumnezeule, începutul și sfârșitul existenței noastre, ajută-ne să folosim cu înțelepciune timpul pe care ni-l pui la dispoziție, slujindu-te în cei de lângă noi și iubindu-te din toate puterile noastre. Să ne rugăm. Domnul vieții, ascultă-ne! Dumnezeule, atotputernic și bun, binevoiește, ai primi în lăcașurile veșnice pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii care au trecut din lumea aceasta. Să ne rugăm. Domnul vieții, ascultă-ne! Dumnezeule, speranța celor care mor întru Tine, primește în comuniunea sfinților pe frații noștri răposați, care au trecut și sperat, au crezut și sperat în Tine și s-au hrănit cu trupul lui Hristos. Să ne rugăm. Domnul vieții, ascultă-ne! Dumnezeule prea milostiv, primește în numele lui Hristos mort și înviat rugăciunile noastre, tuturor răposaților, eliberați de toată vinovăția, dezvăluie-le misterul feței tale și fă-i părtași ai vieții tale pentru toată veșnicia, prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu bunăvoință, Doamne, la darurile noastre, iar pe slujitorii Tăi răposați, primește-i în slavă alături de Fiul Tău, care ne unește pe toți cu Sine în marele sacrament al iubirii. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. În El ne-a strălucit speranța învierii fericite, astfel încât pe noi, cei întristați de certitudinea morții, să ne mângâie făgăduința nemuririi viitoare. Căci viața credincioșilor Tăi, Doamne, se schimbă, dar nu se pierde, și după destrămarea nestatornicei locuințe pământești, le este pregătit un lăcaș veșnic în ceruri. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, El dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, pe una cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta,
să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Printr-o înclinare a capului și un zâmbet, chiar dacă nu se vede de sub mască, oferiți-vă pacea. Ecce Agnus Dei, iată mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin.
te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Primește-i, te rugăm, Doamne, în lăcașul de lumină și de pace, pe slujitorii tăi răposați, pentru care am celebrat tainele pascale,
prin Hristos Domnul nostru. Îndată după binecuvântarea finală, vă îndemn să rămâneți pentru un requiem solemn pentru toți răposații, răposați care vor fi citiți, o parte din ei, dar sunt mulți alții pe care fiecare îi cunoaștem, să facem o rugăciune în comun pentru odihna veșnică a sufletelor lor, adăugând-o la jertfa Sfintei Liturghii pe care acum am celebrat-o. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh! Vă invit, iubiți credincioși, să luați loc. Vom auzi o serie de nume ale răposaților pe care unii dintre dumneavoastră i-ați trecut așa cum vă rugam pentru prohodul din seara aceasta. Multe nume sunt poate străine nouă, însă au cu siguranță rezonanță în inima celor care le-au scris. Alte nume vor avea și în sufletul nostru, pentru că sunt numele celor dragi. Așa cum spunea Preasfințitul, Maica Domnului mijlocește pentru noi și pentru sufletele din purgator. Și în seara aceasta, pe acordurile unui Ave Maria, pe care tânăra Clara Lupașcu îl va interpreta la violoncel, vom asculta în tăcere și reculegere aceste nume. Așadar, ne rugăm la acest prohod pentru Părintele Iosif și Părintele Petru, Mihai și Elena, Anton și Lucia, Leon, Antonia, Petru, Ion, Petrea, Mihai, Anton, Eugen, Margareta, Maria, Varvara și toți cei uitați, Giurgi, Marița, Jănică, Maria și Constantin, Radu, Elena, Ilie, Ștefania, Dumitru, Olga, Mihai, Mihai, Petru, Maria, Vasile, Gheorghe, Miruna, Genu și Angela, Mihai, Maria, Jean, Petru, Cecilia, Mihai, Edmund, Ioan, Maria, Nicușor, Aurica, Iluță, Vasile, Nicu, Ștefănel și Costică, Marița, Elena, Elisabeta, Aurica, Ana, Nița, Gheorghe, Vasile, Maranda, Monica, Mihai, Ion, Gheorghe, Ion, Ion, Dumitru, Constantin, Ghiocel, Carol și Gheorghe cu tot neamul lor, Anton, Valeria, Victoria, Iosif, Pelica, Elen, Elena, Mihai, Anton și Varvara, Vasile, Elena și răposații familiei Ciobanu, Tinca, Vasile și răposații familiei Augustin, Adelina, Bogdan, Gheorghe, Constantin, Vasile, Teodora, Valentin, Rodica, Constantin, Lucreția, Niculai, Victor și Teodora, Aloiz, Verona, Elena, Emil, Părintele Ioan, Otilia, Clara, Maria, Marcel, Ioan, Irina, sufletele din purgator și toți cei care așteaptă, Valerică, Elena, Jenică, Teodora, Vasile, Tudor, Ioan, Ioana, Mihai, Ecaterina, Gheorghe, Anuța, Valerica, Dumitru, Maria, Lenuța și Dumitru, Constantin, Silvia, Eugen, Sabina, Remus, Maria, Ioan, Simeon și Valeria, Părintele Cornel, Iojă, Maria, Ștefan, Elena, Elena, Teodora, Elena, Veronica, Rodica, Niculai și Petru, Tereza, Petrea, Ion, Ana, George, Caterina, Elena, Petru, Gheorghe și Viroana, Ioan, Ana, Mihai, Laurențiu, Petru, Zoița, Catinca, Ioan, Gheorghe, Vasile, Maria, Dumitru, Maria, Ioan, Constantin și Agripina, Mihai, Gheorghe, Viorica, Maria, Iosif, Lucica și Maria, Maria, Agnesa, Emil, Felix, Gheorghe, Adrian, Angela și răposații familiei, Mircea, Gheorghe, Gheorghe, Florian, Adam, Alois, Ioan, Petru, Verona, Rosa, Maranda, Viorica, Ana, Ana și Maria,
Ioan, Dumitru, Maria, Marcu, Mariana, Vladimir, Vasile, Blaj, Tereza, Mihai, Iosif, Francisc, Virgil, Ioan, Corina, Virginia, Victor, Victoria, Ionel, Anica și Costache, Mihai, Barnaveta, Teodora, Veronica, Alois, Georgel, Mihai, Nița, Martin, Ecaterina, Constantin, Petru, Viorica și Vasile. Maria, Ion, Ion, Ruja și Saveta, Maria, Maria, Claudiu, Didina, Romulus, Liviu, Mircea, Eugenia, Gheorghe și Gavril, Viliu, Elena, Iosif, Maria, Ioan, Gheorghe, Ioan, Maria, Anton și Ana, Elena, Petru, Mihai, Ioje, Anica, Costache, Anica, Ilie, Maria, Varvara, Petru, Alexandru, Vasile, Mihai, Gheorghe, Ioan, Carina, Mihai, Verona, Elena și Verona, Vasile, Constantin, Iuliana, Safta, Grigore, Veronica, Florența, Costache și Neculai, Maria și Ioan, Gheorghe și Elena, Ioan și Maria, Ion, Margareta, Petru și Agneza, Petru și Maria, Grigore și Maria, Anton și Verona, Tinca, Vergina, Anton, Nița, Adam, Ilie, Grigore și Catrina, Gheorghe și Elena, Mihai și Mariana, Gheorghe și Iosefina, Gheorghe și Catrina, Ștefan și Marița, Toma, Eugenia, Elena, Constantin și Alexandrina, Emilia, Sterina și Marcel, Mihai, Gheorghe, Varvara, Anton, Elena, Dumitru, Ana, Iosif, Anton și Varvara, Iacob, Rosa, Gheorghe, Anica, Victor, Petric, Mihai, Elena, Francisca, Margareta, Ioan, Catrina, Dumitru, Elena și Anton, Mihai și Floarea, Iosif și Viorica, Gheorghe și soțiile, Ion și Maria, Aurica, Nuța și toți cei uitați, Viorica, Mircea, Ioan, Elisabeta, Gheorghe, Paraschiva, Eusebiu și Rodica, Adrian, Ștefan, Ștefan, Maria, Octav și Viorica, preoți Eduard, Petru, Gheorghe, Serafim, Iosif și Anton, Constantin și Elena, Ioan și Ilinca, Dinu și Melania, Vasile și Maria, Anton și Maria, Andrei și Rosalia, Andrei și Ștefania, Ionel și Veronica, Petru și Verona, Ioan și Profira, Costel, Ionel, Neculai, Mihai, Carol, Mihăiță, Maricel, Cornel, Giurgi și sufletele din Purgator, Teresa, preotul Anton, Francisc, Maria, Frenz, Pavel, Iosif, Dumitru, Frenzica, Bernard, Petru, Mariana, Aneta, Ilie, Dumitru și Lenuța, Maria, Lenuța, Lența, Mihai, Năzărel, Ioșe, Maranda, Elisabeta, Ioșe, Ana, Petre, Maria, Andrei, Ion, Mihai, Catrina, Cristina, Valeriu, Dumitru, Carol, Zabeta și toți cei uitați. Anton, Dumitru, Margareta, Anton și Elena, Grigore, Elena, Ștefan, Nicuță, Daniela, Francesca, Anișoara, Ioan și Gheorghe, Ioan, Maria, Gicu, Armina, Mihai, Ion, Ecaterina, toți păstorii bisericii răposați, sufletele din purgator și toți răposații pe care nu-i mai pomenește nimeni, Vasile, Aneta, Floarea, Verona, Aurel, Crainic, Ioana, Gheorghe, Mihai, Gabriel, Mihai, Mihai, Octav și Alexandru, Jănuț, Catrina, Iosif, Anica, Lisafeta, Tinca, Mihai, Vera, Ion, Ion, Franz, Dumitru, Iacob, Anica, Vasile, Mărioara, Leon, Costică, Elena, Ion, Iana, Rodica și Ioana, Rudolf, Sidonia, Mihail, Emilian, Dumitru și Ana, Gerasim, Vasile, Elena, Ionel, Mihai, Agnesa, Iuliana, Dumitru și toți răposații familiei, sufletele din purgator, preoții și episcopii răposați și toți răposații pe care nu-i mai pomenește nimeni. Mihai cu Maria, Nița cu Vasile, pruncii nevinovați, Petru cu Angela, Gheorghe, Nicu, Mihai, Filomina, Veta, Maria, Petru, Ion, Teodor, sufletele din purgator și toți răposații familiei.
Constantin, Elisabeta, Marcela, Mihai, Vasile, Veroana, Spiru, Iulia, Dionisie, Maria, Rosalia, Amabile, Ștefan, Sevastița, Vasilica, Cezar, Mărioara, Neculai, Dumitru, Aurel, Ovidu, Irina și toți răposații familiei. Maria, Hubert, Vasile, Eugenia, Anton, Constantin, Elena, Iulia, Florica, Florin, Valeriu, Dumitru, Ion, Maria, Mariana, Elena și toți răposații familiei. Petru, Teresa, Andrei, Costică, Maria, Ioana, Adriana, Ecaterina, Alexandru și Zamfira. Bernard, Elisabeta, Bernard, Mihai, Marcel, Margareta, Ana, Paulina, Teresa, Francisc, Vasile, Gheorghe, Mihai, Eugenia, Mihai, Roza și preoții care au slujit pe aceste meleaguri. Maria, Toader, Catinca, Dorina, Vasilica, Ionel, Sergiu, Sorin, Gică și toți cei din purgator pentru care nu se mai roagă nimeni. Lucica, Mihai cu Maria, Nița cu Vasile, Petru cu Angela, Ion cu Maria, Petru cu Maria, Gheorghe, Nicu, Mihai, Filomina, Veta, Petru, prunci nevinovați, sufletele din purgator și toți răposații familiei. Vasile, Teresa, Maria, Bernat, Daniel, Mihai, Maria, Petru și Elena. Maria, Vasile, Isidor, Dumitru, Elena, Martin, Maria, Anca, Teresa, Benone, Mihai, Nița, Anton, Varvara, Elena și Gheorghe, Mihai, Verona, Aurica și Emil, Marieta, Iuliana, Nechita, Iulian, Cecilia, Silvia, Nicolae, Alexandru, Lucia, Laurențiu, Rica, Richard, Elena și toți cei din purgator, Radu, Cristina, Aurica, Iosif, Elisabeta, Napoleon, Ernest, Părintele Gheorghe, Regina, Dumitru, Anton, Maria, Elena și Ana, Ana, Ianăș, Maria și Adam, Ioan, Neculai, Gheorghe, Ana, Gheorghe, Soltana, Alexandru, Aurel, Mihai, Mihai, Teodor, Alexandru și Neculai, Ana, Nela, Constantin, Gheorghe, Corneliu, Olga, Carolina, Venuța și Vittorio, Ileana, Angela, Ioșe, Elena, Vasile, Elena, Constantin, Marcica și Evdochia, Mihai, Tinca, Ioan, Emilia, Petre, Valeria, Cecilia, Olga, Nicolae, Maria, Roza, Giurgi, Ioje, Piti, Nița, Cristina și sufletele din purgator, Tama și Ioan, Mărioara, Ștefan, Ileana, Giurge, Caterina, Martin, Maria, Constantin, Maria, Silvia, Florica, Viorel și Ion, Dumitru, Anița, Constantin, Mari, Măriuța, Tudor, Ilinca, Sotir, Petru, Catrina, Maria și Carol, Frenț, Catrina, Varvara, Maria, Dumitru, Ileana, Valeria, Verona, Ioan, Gheorghiță, Anița și Constantin, Iosif cu părinții, Elena, Petrea, Mihai, Varvara, Andrei, Gheorghe, Anton cu copiii, Ionel, Ileana, Adam, Bernat, Mihai, Vasile, Genoveva, Costel, preoții decedați, pruncii nevinovați și cei uitați, Ioan cu părinții, Ana cu părinții, Eleonora, Frenț, Aurel, Maria, Margareta, Vasile, Cecilia, Asinula, Antonică, Maricica, Maria, Mihai, Octavia, Părintele Anton, Dascălul Valerică, Părintele Andrei, pruncii nevinovați și cei uitați, Iosefina, Ioan, Petru, Liviu, Maria, Agnezia, Petru și Ioan, Doru, Ana, Ioan, Margareta, Ioan, Gheorghe, Marin, Gheorghe, Ioan, Vasile, Toader și Claudia, Gheorghe, Maria și Lioara, Adam, Streza, Mihai, Magda, Mihai, Maria, Andrei și Maria. Pe toți acești răposați pe care i-am auzit în aceste liste lungi, dar și pe toți răposații noștri, pe toți cei care suferă încă în purgator, îi recomandăm milostivirii lui Dumnezeu, rugându-L să îi ierte tot ce mai au de ispășit, să-i primească cât mai curând în bucuriile cerului, iar nouă care ne rugăm acum pentru ei, să ne dea bucuria să-i întâlnim într-o zi în paradis. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat.
Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeare șarul baptismal. Primește-ne la ta lumină, să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul La Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa.
roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul nostru. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Să ne rugăm, Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe răposații noștri de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna veșnică dă-le-o lor, Doamne, să se odihnească în pace. Sfânta liturghie s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace.